Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Pe data de 24 iunie, Serviciul Agricol Agrozavod Vârșeț va organiza manifestarea sub genericul Ziua Holdelor cu Păioase și a Mostrelor de Erbicide 2016. Prezentarea păioaselor și a mostrelor de erbicide va fi organizat pe holda experimentală de la Zagăița, drumul regional Izbiște-Zagăița pe partea dreaptă înainte de intrarea în Zagăița, cu începere de la ora 10. Din cauza unui număr mare de persoane interesate, încă un târg de manuale folosite va avea loc în curtea Casei Armatei. Organizatorul este Organizația Turistică Vârșeț, iar târgul se va desfășura de la ora 11 până la ora 13. Târgul de manuale folosite a fost menit elevilor și părinților lor care au dorit să facă schimb de cărți școlare. Din cauza că sunt mulți interesați, Organizația Turistică Vârșeț a decis să-l organizeze încă o dată pentru a da a doua șansă elevilor din școlile elementare să-și afle manuale necesare pentru viitorul an școlar. Curtea Casei Armate va fi deschisă în ziua târgului de la ora 10:30. Festivalul și conferința sub genericul Circulirane, eveniment care a avut loc pentru prima dată în mai multe locații în orașul Vârșeț și a justificat numele prin programul artistic, sportiv și de divertisment, orașul primind astfel o nouă dimensiune culturală. Ceremonia de deschidere a avut loc în parcul orașului cu spectacole ale elevilor școlilor de muzică care s-au prezentat cu piese de muzică clasică și jazz. Parcul a fost îmbogățit cu expoziții și ateliere de lucru, atrăgând atenția și asupra istoriei romanțate a spațiului înconjurător, ce a atras mai mult de 1000 de vizitatori interesați. Oaspeții festivalului au avut ocazia de a participa activ la sporturi extreme de pe dealul Vârșețului, iar parcul rusesc în centrul orașului a devenit nucleu devotat dansurilor cubaneze temperamentale, care a atras câteva sute de oameni iubitori ai ritmului dinamic. Sprijin la promovarea protecției ecologice a mediului înconjurător a oferit un grup de bicicliști care au făcut tururi cu bicicleta, iar valoarea istorică a festivalului Circulirane s-a oglinzit în concertul de organ la Biserica Romano-Catolică a Sfântului Gerhard. În final, ca o încununare a acestei manifestări, a avut loc un mini-festival de rock la care s-au adunat mai mult de 800 de vizitatori care s-au bucurat de performanța muzicienilor harismatici condus de Raschi 13 și Hagi Prodane Dușe. Festivalul Circulirane este organizat de către Centrul pentru Dezvoltarea Ecologiei și Turismului Regional, iar mai multe detalii despre festival și conferința se pot găsi pe pagina acestui festival. Echipele unității Gasovod a întreprinderii 2 octombrie, zilele acestea muncesc intens la înlocuirea rețelei de gaz în partea străzii Drugii October. Ceva mai mult despre aceasta ne-a spus Sașa Obradovici, șeful serviciului la întreprinderea Gasovod. Am început cu lucrările din strada Zelengorska. O nouă rețea în această parte deja a fost instalată, am pus în jur de 180 de metri de conducte și am făcut 8 conexiuni la case. Am pus și părți noi din plastic la intersecția cu strada Drugii October. Astăzi acoperim gropile, adică canalurile în care se află țevile și întoarcem totul în starea originală. Săptămâna viitoare vom continua cu lucrările în această stradă. În această parte a străzii se mai află 150 de metri făcuți până la strada Jive Iovanovice. Planificăm lucrări în strada Jive Iovanovice până la Zmaiovina pe partea impară, deci pe lângă biserică și, după cum am spus deja, până la strada Zmaiovina. Din cauza acestor lucrări, gazul a fost expus într-o parte mai mare a orașului, lucrările fiind mai complexe la această intersecție. Însă, cum ne îndepărtăm de intersecție, de lucrările la rețeaua de gaz vor fi afectate doar străzile în care lucrăm și numai în cursul dimineții, atât cât lucrăm timp de 4-5 ore. Numărul total de locuri vacante pentru admiterea la facultăți și școli înalte din Belgrad este de 14.500, dintre care 9.461 sunt prevăzute pentru studenți la buget. Cel mai mare număr de studenți la buget se află la Facultatea de Filologie din cadrul Universității din Belgrad, și anume 750, apoi Facultatea de Agricultură 650, Facultatea de Filozofie 638, Facultatea de Drept 600 și Facultatea de Inginerie Mecanică 520.
La Universitatea din Priștina, cu sediul temporar la Kosovska Mitrovica, au fost aprobate 1077 de locuri la buget. La Universitatea de Stat din Novi Pazar 620, iar la Universitatea din Niș 3098 de locuri la buget. Guvernul Serbiei a stabilit și 270 de locuri vacante la Universitatea din Belgrad pentru candidații care trec peste cota de buget, însă vor studia pe contul statului. Este vorba despre elevi cu dizabilități, romi și cetățeni sârbi care au absolvit liceul în străinătate. Cu scopul de a-și păstra locul de muncă, muncitorii cu disperare semnează un acord de concediere fără dată sau întorc șefului o parte din salariu, iar femeile semnează că nu vor rămâne însărcinate. Pentru a-și proteja interesele, angajatorii din Serbia din ce în ce mai des recurg la practici pe care muncitorii, deși fără voie, le acceptă pentru că nu au altă posibilitate. Aceasta se întâmplă mai ales în sectorul serviciilor, unde lucrătorilor noi de obicei li se cere să semneze un acord de concediere fără dată. Aceasta înseamnă că un lucrător poate să-și piardă locul de muncă în orice moment, fie în caz de boală, sarcine nesatisfăcătoare sau decizia angajatorului să angajeze o altă persoană. În acest fel, angajații se țin sub control, fiindcă în orice moment și pentru orice motiv pot să fie concediați. Pe lângă faptul că în permanență se tem că vor rămâne fără post de muncă, nu au nici posibilitatea să primească ajutor pentru cei fără post de muncă, drept pe care în mod normal îl au cei care după concediere se anunță la Serviciul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă. Totodată, angajatorul se asigură că femeile nu vor rămâne însărcinate timp de câțiva ani. Toate acestea duc la aprofundarea crizei în care se află această țară și când este vorba de muncitorii plecați în străinătate și de fondul de pensii gol, dar și dezvoltarea țării pe mai departe. La aceasta se adaugă nelegalitatea și comportamentul amoral al angajatorilor care aplică o astfel de practică. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme caldă și cu precădere însorită. Valorile termice vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteze de până la 5 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme cu cer parțial acoperit de nori, iar în orele după amiezii se așteaptă ploaie. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 23 de grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 34 de grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul nord-est cu viteze de până la 4 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!